La începutul fiecărui an, angajatorii erau obligați, potrivit legii, să depună la administrațiile financiare teritoriale fișele fiscale ale propriilor salariați, incluzând veniturile salariale aferente anului precedent. Începând din acest an, însă, fișele fiscale devin istorie. Și asta, deoarece, potrivit ordinului numărul 1913/2012 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, declararea reținerilor de impozit pe fiecare beneficiar de venit se va face prin formularul 205. De exemplu, atunci când doriți să faceți un împrumut în bancă, aveți nevoie de mai multe acte, cum ar fi copie după cartea de identitate, copie după contractul individual de muncă, adeverință de salariat și fișa fiscală, care, începând cu acest an, nu se mai eliberează. În schimb, angajatorul este obligat să elibereze contribuabilului la cererea acestuia un document care să cuprindă cel puțin informații privind datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat în cursul anului, deducerile personale acordate și impozitul calculat și reținut. Documentul eliberat contribuabilului la cererea acestuia nu reprezintă un formular tipizat.